Yo, yo, ce faceți, frații mei? Tony, Tony, ce faci aici, în subsol? Dă mâna, frate! Dă mâna, hai, Tony! Salutare, prea devreme, prea târziu! Deci, Tony, aici ai și basementul tău, dar ai și basementul meu, mă înțelegi? Adică am împărțit camera asta, dacă poți să-i spui cameră, cocina asta de porcea ta. Bă, ce cauți, bă, aici, în beciul bunica, a? Ce faci? Și cum adică e al tău? Bă, nu vrei să știi ce fac eu cu bunica ta acolo în spate, da? Da, nu intra în camera aia. Cum adică ce fac în basement? Tot ți-am spus, frate, tot ce-a tău e și-a meu și ce-a meu e a meu. Nu? Nu ți se pare normal? Păi și ce-a tău nu e și-al meu? Nu, ce-a meu e a meu și ce-a tău e a tuturor. Bă, tu n-ai voie, n-ai niciun drept să mai faci vreun plan până acum. M-am săturat de planurile voastre și de data asta este timpul ca Tony să facă planul adevărat. Bă, Tony, mereu ne-ai băgat în căcat, mă, și cu planurile tale. Bă, taci, mă, că fața ta ne bagă în căcat pentru că vorbești. Dacă ai tăcea, am scăpat. Dar tu niciodată nu taci, că mereu simți nevoia să vorbești. Da, mereu, mereu fuci. A zis șeș, șeș, așa, ia. Să-ți mai explic Tony, planul. Tony, da, șeș, Tony, șeș. Ascultă-mă, leacă, Tony, scările, ușa, te invit. Te invit eu pe tine, am fost primul aici. Bă, o eu știu, am fost... bunica era tânără ficioară, tu? Eu am fost primul la tine în casă. O știu pe bunica ta dinainte de a se naște. O știu pe bunica de dinainte să fie programată că se naște. Tony, ai ușa acolo. De fapt, acolo scările. Ai ușa mai sus. Adu-ne și o pizza, dacă tot faci mișcare. Bă, zi, bă! Fraiere! Bă, zi, ce? Zi, mă, planul! Bă, zi, mă, planul, mă! Oprește-te puțin, mă! Zi, planul! Bine, fii atent. Avem armele astea de la bunica din război. Bineînțeles că voi. Tu iei arma asta. Asta. Vezi? Pe ăsta le iei tu. Bă, eu să iau asta. Nu, 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 tu n-ai voie cu mai mult de dulapul ăsta. Tu dulapul ăsta, cu dulapul ăsta te bați. Și asta e a mea. Asta mare. Asta, asta e a mea. Mai mică. Asta nu. E a mea. E a mea. Cum se scoate de aici? E cu blocaj pentru proști. Cum face? Ce facem cu armele astea în primul rând? Mergem și-l ciuruim. Mergem la Oogie Boogie și zicem: hello, old friend. Tony. Ce? Tony, îl știi pe Ughi-Ughi, da? Normal că îl știi. Nu poți să-l omori cu o armă! Cum vrei să tragi cu armă? Nu, atunci vă omor pe voi! Stai, băi! De la planul cu Ughi-Ughi ai trecut să ne omori pe noi? Da, bă. M-am săturat să stau și să trăiesc în frică. Că o să vină ala și o să mănânce picioarele. Da? Vreau să ieși afară, să miros și o pisică, să mănânc și eu frumos un copăcel, băgăm o vată pe băți. O nebunie de asta, nu m-am mai plimbat într-un carusel de aproximativ 2 săptămâni. Of, Tony, of, trebuie să-ți povestesc ceva foarte, foarte important. Ah, era 1944, băieți. Eram pe front, da? Deci pe front eram. Și în fața mea era Ughi-Ughi. Și știi ce am făcut? Același plan, Tony, același plan ca tine. Am luat toți armele și am tras în Ughi-Ughi. Și ce s-a întâmplat când am tras toți cu gloanții în el? Efectiv, s-a expandat, s-a făcut de 50 de metri mai înalt, avea gheare, era... Deci, nu folosim armele, mai înțeles? Ok, ok. Planul B, te batem pe tine. Cum ați întâmplat? Adică, tocmai am salvat tot minerea, că a zis să nu tragem cu armele. Îl mâncăm. Bă, stai, bă, oprește-te, mă, puțin, mă, nu vrei să ascultăm și planul lui, să vedem și noi poate reușim să scăpăm de aici. Ai 5 secunde. Cum să am 5 secunde, bă? Mai ai tu 5 secunde de trăit dacă nu mă asculți. Am trecut 5 secunde, gata, am ascultat planul. Tony! Gata! Bă, voi niciodată n-ați adus planuri bune. Tu, 0 planuri. La fel și tu, Tony, 0 planuri bune. Dar eu, mereu planurile mele au fost geniale și mereu ne-au scos din probleme, da? Bă, niciunul dintre voi nu faceți planuri bune. Mereu ajungem să... Amintește-mi planurile tale bune. Ce planuitorul? Bă, între parte, bă, între noi! Bă, băi, îți dau cu cana în cap! Îți dau cu cana în cap! Vă dau la amândoi cu cana în cap! A, da, mă, piși pe scări și dacă vreți să ieșiți, trebuie să călcați în pișatul meu. Na, uite, ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut? De ce l-ai adus pe ăsta aici, în beciul bunică ta, mă, în primul rând? Eu să-l aduc, a intrat singur, ăsta intră prin ușa din spate, am lăsat geamul deschis, hop, a apărut. Gata, băieți, gata, gata cu cearta, vă rog eu mult. Uitați-vă, uitați-vă la lumina divină de afară, pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Auziți îngerii? Auziți îngerii? Lumina libertății ne cheamă. Veniți, veniți să vă arăt despre ce vorbesc, nu o să regretați. Hai, veniți, veniți în cameră, puneți-vă în fața oglinzii. Chiar așa. Mă regret acum. Vreau să vă întreb mai întâi, ce vedeți voi în oglinda asta? Un bărbat chipeș și locul unde s-a mutat bila.
Bă, îl văd pe Tony, care e extraordinar de urât și... Taci mă, puți! Și ce văd eu? Doi sclavi și un rege. Eu sunt regele și sclavi în spate. Păi te-ai rupt. Bă, ăsta aici eu am locuit, da? Chit că e casa ta, eu te-am locuit. Dar nu asta e ideea. Ideea este, uitați, băieți, așa arată libertatea. Vreți să fiți liberi? Uitați steagul libertății. Uitați! Vino cu așa și pupă-l! Vino cu așa și pupă steagul libertății. Tony, bagă-ți limba în steagul ăsta. Bă, bă, trebuie să-ți iau capul. Trebuie să-ți iau capul ăsta. Taci, trebuie să-ți iau capul ăsta. Vino cu așa, vino cu așa, vino cu așa, vino cu așa, pupă steagul, vino cu așa. Așa, Tony, ce gust are libertatea? De praf. Exact. Fiindcă asta e libertatea, un praf. Bă, spune-mi dracului ce naiba căutăm în camera asta și care e planul tău ca să scăpăm de Huggy Wuggy. Bă, ți-am mai explicat odată. Așa arată libertatea. Libertatea veșnică, lăsată de la Dumnezeu. A voi ce să știți? Și vorbești în fața unei oglinzi. Nu cred că așa arată libertatea. Ba da, ca dictatorii, cu mâinile la spate, cu sclavi în spate și vorbești. A, poporul meu, ne-am adunat azi. Da, m-a luat valo. Planul meu e așa, dacă tragem cu arme în el, cu gloanțe, cu foc, cu tot, nu-i bine. Mergem în spațiu, fugim de el în spațiu, fiindcă acolo nu poate să vină, că nu poate să respire. Nu, nu-i logic, ne luăm costume de astronauți. Sau na, eu deja am cască, de voi nu-mi pasă, și mergem în spațiu și nu o să vină acolo. Stai, stai. Tu ai auzit ce a zis? Tu ziceai că planurile mele sunt proaste, da? Eu voiam să-l împușcăm. Ăsta vrea să mergem în spațiu! Bă, tu unde vrei să mergem în spațiu, mă? Ce faceți? Vrei să trăim de acum în spațiu? Da, singurul spațiu e golul din capul tău! Aaaa, taci, Tony! Deci, mergem în spațiu și că Huggy Wuggy, dacă vine în spațiu, se asfixiază. Deci vine Huggy Wuggy acolo și o să înceapă. Pune mâna la gât, Huggy Wuggy, guiță pe acolo, sare sângele pe pereți. Deci, Tony, în spațiu, hai! Veniți încoa, veniți încoa. Aici aveți toate dovezile necesare. Uitați, 1944, acolo. Scrie că dacă îl împuști pe Huggy Wuggy, o să bubuiască lumea. O să se facă din cinci mai mare. O să-l mărânci pe Tony primul. Acolo sunt calculele exacte pentru a ajunge pe spațiu și pentru a lua o navă spațială. Să mergem cu ea! Și, ok, nu o să mă credeți pe mine. Cum faceți de obicei? Nu mă credeți niciodată. Dar am pe cineva pe care o să-l credeți. Domnul Savantescu! El a făcut toate calculele astea și le-a scris aici el cu mânuța lui. Și, da... Domnule Savantescu, aveți să-i spuneți ceva la prietenii mei? Da, mergem pe spațiu, cât ai zice pește! Yehii! Și știu, nu mă credeți, dar el a fost în spațiu. Știți de ce? Fiindcă dacă mergeți în spațiu, rămâne gravitația aia pe voi, ia uitați. Vedeți? A fost în spațiu. Ia mâna de pe el! Tu nu pui mâna de el. Nu poate să fac nimica cu el, nimic. Bun, deci planul tău de a merge în spațiu e făcut pe un calculator care e făcut de dinainte să ne naștem noi și asta e tot, asta e tot. Nici măcar nu înțeleg ce scrie acolo. Păi nu înțelegi că ești babac și ai... nu mai vezi bine, nu mai auzi bine. Ia-ți niște ochelari să ți pui pe ochi. Deci, da, când mergem? Ia mâna de pe el! Bate cineva la ușă, aveți vreun musafir? Ce musafir să am eu, mă, la bunica ta în beci, mă? Poate arestam un musafir. Eu când... musafir? Ai chemat pe cineva? Eu când veneam aici, am luat cardul vostru la amândoi și am dat comandă de niște pizza. Bă, sigur e de la pizza. Da, am dat comandă de 10 pizza de fes, de pe cardul vostru, deci nu mai aveți niciun ban acum. Da, păi eu zic că merge o pizzulica înainte de a merge pe în spațiu, nu? Nu zic bine? Zi, Tony, nu zic bine? Bă, ar merge ce-i drept o pizza, a? Ar merge, așa, Tony. Oh, Tony, oh. Oh, no, stai așa. Ah, oh, stai pizza, bă, pizza! Mă duc să deschid ușa. Băieți, fugiți fiecare pe cont propriu. Care vrea pizza, poate să se ducă, dar eu nu mai vreau pizza. Fiecare pe cont propriu, eu stau aici. Ei bine, mă duc și mănânc singur pizza asta, dacă vrei să știi, da? Na, 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 na. Tony, vrei pizza? Băieți, care vrea pizza? Vrei pizza? Ia pizza! Bă, dar e ușa! Bine ușa! Pizza! Așa, așa! Să mori dracului, bă, numai în planuri de căcar m-ați băgat, mă, exact ce vă spuneam, exact ce vă spuneam. Eu stăteam băgat în plan de căcar, tu te...
Bă, chemați ambulanța, bă, băieți. Uite-te la el, bă, s-a necat cu pizza aia pe care nu mai zic nimic, că mă zi, mă, ce căutăm aici, bă, ne-ai lăsat... Bă, m-ați, amândoi m-ați lăsat singur, bă, era să mă mănânce hughi-hughi a 10-a oră din cauza voastră. De, e fiecare pe cont propriu că se întâmplă așa ceva, scuze-mă pe mine, dacă tu ești pe afară și nu fugi, ce să-ți fac? Tai și te uiți la noi, zici că a, ești da? La televizor. Aha, da, nu mai există echipă, nu? Suntem echipă până când vine Hughi-Hughi, atunci e fiecare pe cont propriu, nu? Ar trebui să te iau de gât când vine Hughi-Hughi și să te trag după mine, așa fac de acum, stai liniștit. Bă, dacă nu erați voi, eu acum eram undeva prin Las Vegas, eram milionar, dar din cauza voastră, tot în pocina asta sunt, din lume. Da. Ai putea să-mi spui, te rog frumos, ce căutăm pe pista asta de avion aici? Bă, ciaurică, eu ți-am spus, mergem pe Marte. În spațiu, oriunde vrei tu, numai ca să scăpăm de Hughi-Hughi. Că nu mai suport, nu mai pot să dorm ziua, nu mai pot să dorm noaptea, nu mai pot să dorm după amiaza, nu mai pot să dorm în orice moment al zilei, când mă aștept că o să-mi lingă tălpile Hughi-Hughi. Băți, băți, gata, gata cu vrăjelile, puneți mâna pe navă și hai să-i dăm odată. Vedeți norul ăla de acolo de sus? Aia de fapt e o navă spațială, nu e un nor, da? Aia e nava spațială și acolo trebuie să ajungem. Așa că puneți naibii și urcați-vă în avion! A, ne urcăm, am crezut că luăm în spate. Mă și pregăteam, am suflecat deja mâinile. Tony, nu te întreba nimeni nimic. Gata, gata, cu vorba, că începe decolarea! Stai, bă! Tony! Tony! Stai, oprimă! Stai, că încerc să întorc! Tony, universa! Tony! Tony! Bă, m-ați lăsat aici, de pomană, bă, și v-ați plecat cu avionul. Care a fost vina mea, mă, ăla nu știe să piloteze avionul, a plecat fără să-și dea seama, mă, bă. E bine că măcar suntem în viață, dar nu-i nimic, asta e, știi, că găsim noi altă metodă să plecăm pe nava, mamă. Înțeles. Ci că nu știu să conduc, da? Uitați-vă bine aici, mai avem o soluție. Deci, ok, recunosc, aia a fost vina mea, că n-am știut pe ce s-a fost acolo. Dar acum avem soluția, elicopterul îngerilor. Tony, vin să te iau, fiindcă atunci am uitat să te iau. Băieți, stați că vin acum. Bă, acolo e Marte, bă, uite. Bă, e Marte, bă. Bă, ne-a dus, bă, chiar ne-a dus. Bă, băieți, cum sunteți acolo în spate? Toate bune și frumoase? Bă, stai, mă, ce... Bă, Pablito? Da, băieți, sunt aici în față, eu v-am spus că ajungem unde trebuie. Cum a stat până acum în scaun? A stat comos, la 7 stele aici, ați avut ce să beți, ce să mâncați? Bă, tu ne-ai adus într-o rulotă în spațiu, bă? Da, fiindcă am făcut accident cu două chestii din vina voastră. Dar acum am găsit soluția. Această rulotă pe care am cumpărat-o, ghiciți din ce bani? Din banii voștri! La mulți ani! Eu zic mâi dau din volanul ăsta, prietenaș, mâncațaș, capul tău, vine poliția, nino! Băieți, v-am spus că ajungem în spațiu, ia uitați Marte, ia uitați ce frumoasă e. Băieți, partea bună e că numai aici putem să scăpăm de Hughi-Hughi, fiindcă nu poate respira ca noi în spațiu. Aici nu o să vină niciodată Hughi-Hughi. Da? Și de ce e Hughi-Hughi fix acolo pe geam afară? Unde, bă? Băia, ce naiba! Poți să respiri și în spațiu, fraierilor. Bă, e Hughi-Hughi. Da. Pune centura, repede, pune centura. Ce centuri, că n-avem centuri. Pune-te pe scaun, pune-te. Bine. Gata. Unde sunt? Bă, ești bine, Tony, ești bine pus. Stai acolo, stai acolo. Ajutor. Tony. Rău. Băieți, e groasă treaba. Pune-te-mă jos, că trebuie să pornesc nava asta. Să plecăm, trebuie să pornesc nava. Acum, bă, ai zis că nu e Hughi-Hughi spațiu. Dai. Vai, băieți, mă doare spatele. Cred că am aterizat pe cineva, pe unul dintre voi doi. Bă, omule, ne-a dus. Bă, am zburat până în spațiu să fugim de Hughi-Hughi și era cu noi acolo, bă. Bă, nu te mai cred, mă, bă, nu mai planuri proaste faceți, bă. Amândoi, mă, nu mai planuri proaste. Bă, ce tu faci? Tu ești prost, nu doar că faci planuri proaste. Tu ești un plan prost. Un plan prost, da. De persoană. Da. Bă, am fugit până pe Marte de Hughi-Hughi și a venit după noi până aici și suntem pe Marte acum. N-avem nimica la noi, bă, nimic n-avem. Bă, tăceți, cum să n-avem nimica? Ia uitați ce a adus băiatul vostru. Apă potabilă. Vrea careva un păhărel? Bă, da, ai adus și apa sau doar ăsta? E și apa aici înăuntru, n-o vezi? Ia uite, eu leac acolo pe fund, da, bă, de trei pahare avem. Da, eu beau trei și voi vă uitați. Și stați calm.
Asta e singura apă potabilă pe care o avem la noi și Ughi nu poate veni aici, deoarece o să moară de sete și o să se facă palid la față și o să moară. Suntem salvați cu apa asta. Da, auzi cineva că aveți apă? Vreau apă! Ba, uleu, ba, vine, ba, fugi! Ce trusă! Ba, ba, stai, ba, ba! Auleu, vine după mine! Stai, unde fugi așa, ba, stai, pe mine! Da, da, da!